personajele legendare care au inspirat de-a lungul timpului pictori, compozitori, poeți, actori. Astăzi vorbim de viața în fața voastră. Să-i aplaudăm! Datorită fratelui meu Apollo și muzelor sale ne aflăm astăzi aici. Muzica, dansul, poezia și teatrul ne-au adus împreună. Vă vom prezenta o scenă foarte cunoscută din istoria Greciei Antice, povestea războiului Troian. Cum a început, cine s-a luptat și de ce? Veți afla imediat. Vă invităm așadar pe Muntele Olimp. Thank you.
din Olimp să văd ce se mai întâmplă pe pământ. Oh, salutare! Îmi place! Chipuri de oameni deștepți, pe gustul meu, am nimerit bine. Nimic nu este mai important ca înțelepciunea. Cu înțelepciune ne putem rezolva problemele și să ne ferim de conflicte. Veți vedea ce se întâmplă dacă nu știm să apreciem înțelepciunea. Am dreptate! Da! Dar cine vine? Afrodita, zeița dragostei și a frumusețe. Și că nimeni nu îmi trece în frumusețe, însă eu sunt mai valoroasă ca ea. Cred că îmi dați dreptate. Da! E atât de întrufată că nici nu pot să o primesc. E frumoasă, dar nu mă întrece. Hei! Hey!